Mi-aș dori să am și eu, să trăiesc și eu iubirea asta. Oare se poate? Oare există cu adevărat până această bătrâneți. Până la adânci bătrâneți? Îți dai seama ce sentiment frumos? Da. Da, nu mă gândesc. Așa că... da. Oare ce trebuie să facem și noi ca să avem așa ceva în viețile noastre? Ei bine, Ana Maria Ducuță, consilier relațional, a venit astăzi în vizită la noi și ne va povesti. Și eu cred că se poate, dar acum nu știu, trebuie să aflăm și secretul. Bună, Ana Maria, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Nu ne scufunda corăbile, te rog eu mult, există, nu? Pentru există cine își dorește cu adevărat și muncește, și este dispus să muncească până la adânci bătrâneți ca să mențină ceea ce se presupune că este iubirea de care ai vorbit tu, da, există. Pentru cine doar așteaptă să primească această iubire fără să depună efortul în sine să devină acest partener ideal, nu există. A, deci vorbim mai și un pic de compromisuri, nu, ca să ținem, există compromisuri în genul ăsta uite, de relație? Uite, e o întrebare foarte bună. Într-o relație împlinită sau ideală, da, există mici compromisuri pe care le faci, dar nu există mari compromisuri în ceea ce privește setul de valori personale. Adică putem să facem mici compromisuri legate de astăzi facem ce vrei tu, mâine facem ce vreau eu și apoi mâine facem ce vrem noi, da, dar compromisuri legate de eu îmi doresc copii, tu nu-ți dorești copii, haide că pe parcurs o să vedem că poate rezolvăm, nu există. De foarte multe ori și așa tot cineva va avea o frustrare. Poate să fie un compromis treaba cu câinele pentru o perioadă de timp. Dar până la urmă, dacă unul dintre partenerii își dorește neapărat să se întâmple lucrul ăsta și celălalt nu, relația se va destrăma. Ok, compromisuri, check, există, e dovedit. Dar există un secret, un secret anume pentru relația aia perfectă de lungă durată? Secretul este iubire manifestată constant, conștient și perseverent. Adică să fie și iubire. Constant, conștient și perseverent. Și să o ai și manifestată. Pentru că tu degeaba te străduiești să manifesti ceva ce nu există și relația n-are cum să fie împlinită, dar pe de altă parte iubirea nu este suficientă ca relația să fie împlinită. Pentru că tu ești om, ai defecte, ai probleme și este nevoie să lucrezi cu tine și cu celălalt până în punctul în care această iubire pe care tu o simți este mai puternică decât problemele care apar pe parcurs. Ana Maria, poți să ne dai așa mură în gură, 5 pași pentru o relație de durată, de dragoste? Putem încerca să facem asta. Primul pas pentru o relație împlinită ar fi, așa cum am spus, iubirea. Deci este foarte important ca această iubire să existe. Iubirea se referă la ceea ce eu, ca ființă emoțională, simt față de partenerul meu, respectiv la ceea ce el simte în limbajul emoției sale față de mine. Asta nu mă refer la ceea ce ne proiectăm mental, la așteptările noastre, la ceea ce eu văd că s-ar potrivi din cine ești tu cu mine. Că mă gândesc că tu ai niște studii și eu am niște studii. Că mă gândesc că tu ai o profesie, o profesie. Că tu arăți într-un fel, că eu arăt deci într-un nu are fel. Legătură cu asta. Nu are legătură cu nimic. Deci iubirea este acea stare pe care tu nu poți să o pui în cuvinte, dar care totuși e suficient de puternică încât să te facă să simți că fiecare clipă pe care o petreci lângă omul ăla este tot ce tu ai nevoie, tot ce tu-ți dorești și că nu ai vrea să fii niciodată în altă parte. Când e iubire, nu este niciodată plictiseală. Din contră, când e iubire, cu cât mai mult timp petreci lângă celălalt, tot ți se pare foarte puțin. Și următorul pas legat de relație împlinită și un pas pe care foarte mulți oameni îl uită în sensul în care nu este atât de romantic sau nu sună la fel de bine și aici intrăm deja în ceea ce este dificil de făcut, muncă în echipă. Deci munca în echipă include acea parte destul de spinoasă în care intră oamenii odată ce sunt împreună, când s-a dus etapa îndrăgostitului, s-a dus etapa primelor întâlniri când fiecare arătăm ce ne place să vadă celălalt în noi. Deja foarte mulți oameni ajung să își vadă vulnerabilitățile, neputințele. Când ajungi aici, la munca de echipă, foarte mulți oameni ies și spun stop. Eu nu vreau relația asta, nu e potrivită pentru mine. Mulți spun, e relație toxică, dar nu e relație toxică.
Și zici, de ce e relație toxică? A, nu, păi ei știi, trebuie să văd cum fac. Poate că sunt niște lucruri pe care tu trebuie să le schimbi la tine ca să poți să fii cu celălalt. Poate tu trebuie să nu mai ridici tonul. Poate tu ești învățat să ridici tonul în conversațiile tale și partenerul tău spune, eu mă simt pus la colț, n-am cum să fiu cu cineva agresiv, poate am o traumă de abandon și nu pot să fiu cu cineva care ridică tonul. Ești dispus să faci, uite că Lili foarte bine spunea de mici compromisuri, acest mic compromis, bun, asta include munca în echipă. Munca în echipă este acea etapă care ține relația unită după ce apare un copil, după ce apar 2, 3, 5 copii. Munca în echipă este ceea ce ține relația unită când unul dintre parteneri se îmbolnăvește și nu mai poate să se ducă la muncă. Sau când unul dintre parteneri are o problemă foarte gravă în familie și cu toate acestea, omul de lângă rămâne acolo. Și tot munca în echipă poate să țină relația și poate să țină această iubire dacă a avut loc o trădare sau o infidelitate. Și oamenii aleg să ierte și să se ierte pe sine. Și această muncă în echipă înseamnă și redobândirea încrederii în partener după ce a fost un dezastru. Deci munca în echipă înseamnă să muncești și pentru cuplu, adică și pentru celălalt, dar să muncești și cu tine însuți, să schimbi niște lucruri. Normal, să devii mai bun pentru partenerul tău. Și să-ți dorești să te schimbi cumva. Da. Dacă nu-ți dorești, să faci acele mici compromisuri. Bun, exact. 3. Următorul pas pentru o relație împlinită este conexiune, manifestată, constant. Cred că mai bine aducem o tastatură. Da. Conexiunea manifestată constant înseamnă că eu te sprijin pe tine și atunci când eu nu sunt neapărat de acord cu ceea ce tu faci, dar eu știu că e spre binele tău. Conexiune manifestată constant înseamnă că eu văd că tu ai un moment de neputință și de vulnerabilitate, eu nu te lovesc pe tine atunci. Conexiune manifestată constant e că atunci când ieșim cu prieteni în oraș și ei zic ceva răutăcios despre tine, eu nu intervin nici să te apăr, pentru că știu că poți să o faci tu și am încredere în tine, dar nici să te condamn. Eu am suficient încredere în tine să te văd ca un individ capabil să-și susțină propriile alegeri și să-și ia propriile decizii și, foarte important, în cadrul acestei etape, eu nu te fac pe tine după chipul și asemănarea mea. Mulți oameni când intră în relație zic, partenerul ăla ideal, șablonul, eu trebuie să-l aplic pe tine, o ființă umană. Și de aici se distruge tot, pentru că nu-l mai lași pe om să-ți arate cine poate el să fie și cum poate să fie. Să fie el, dar se întâmplă foarte des, am văzut scandaluri de genul ăsta, de ce nu mi-ai luat apărarea? Ziceai mai devreme că nu e ideal să-ți ia apărarea partenerul? Ideea este că depinde și dacă vorbim de femei sau bărbați. Eu nu știu dacă unui bărbat matur îi place sau îi s-ar simți apărat ca femeia cu care el este într-o relație să sară la bătaie sau să fie agresivă cu prietenii lui, pentru că asta practic înseamnă că el nu poate să o facă singur, deși femeii se pare că e ce din trebuie. Din unghiul meu așa arată lucrurile, adică nu mi-ar plăcea să-mi ia apărarea, dar poate ea s-ar simți protejată. Astea sunt niște lucruri pe care tu în relația ta, dacă te iubești cu celălalt, le știi și le simți. Adică, pentru că, uite, eu aș putea să-mi iau singura apărarea, știi? Adică aș putea să am un cuvânt, sunt unele femei care își doresc să fie protejate cumva. Exact, depinde de nivelul de independență emoțională și de asta spun, conexiunea aceasta pe care tu o ai permanent și care este de natură emoțională, ție-ți permite să-i anticipezi cumva celuilalt reacțiile în anumite contexte. Sigur că nu poți să-i anticipezi toate reacțiile, dar este foarte important să-l cunoști pe omul de lângă tine suficient cât să nu-l pui în nicio situație pe care el o vede și o simte problematică. Și foarte important să nu acționezi în locul lui. Trebuie să, pentru că un om, cu cât te duci mai mult peste el și acaparezi viața, chiar dacă ești deja cu el, cu atât are senzația să își creeze spațiu și pune zid. Oameni buni, pași pentru o relație împlinită, asta facem. Noi suntem la pasul cu numărul 4. Gata, da? Suntem la pasul cu numărul 4. Pasul cu numărul 4 este, bineînțeles, pasul foarte bine cunoscut de care discutăm tot timpul, toate dezbaterile despre relație, comunicare. Wow. Această comunicare trebuie făcută tot timpul și sunt foarte mulți oameni care intră în relații, ei nu sunt niște oameni comunicativi din fire, nu au fost învățați de acasă, în familia lor nu s-a spus te iubesc, copilul a fost pupat doar în somn, cum se zice din popor. Se zice, da? Și atunci, în acea clipă, când ajung într-o relație și simt foarte mult, sunt blocați de ceea ce simt și tocmai că trebuie să te folosești de acest context în relația să vorbești despre ceea ce simți. Chiar dacă este inconfortabil, chiar dacă crezi că celălalt se va supăra, chiar dacă ți se pare că ai spus o prostie, dacă tu, în orice moment din relația ta, simți că partenerul tău
nu poate să te asculte, că n-are chef, că relația ar putea fi pusă în pericol de ceea ce tu spui, nu ești lângă persoana potrivită. În orice relație, fix că e de iubire, de prietenie, profesională, dacă ai acest disconfort și teamă să nu cumva să deranjezi, ceea ce tu primești de la celălalt este semnalul că voi nu sunteți suficient de apropiați, că nu există sprijin și orice relație care este atât de fragilă încât să poată fi pusă în pericol de o discuție sinceră nu este relație, ci este doar compromis. Mama, wow. A fost foarte... Dar nu are, are dreptate, și ai dreptate 100%, da. Adică așa e. Și pasul 5? Și pasul cu numărul 5 pentru o relație împlinită este echilibrul. Și când spun echilibrul, mă refer echilibrul interior pe care l-ai tu cu tine. Deci, eu, când spun relație împlinită, eu nu mă refer doar la celălalt. Eu mă refer foarte mult la ceea ce eu pot să aduc. Sunt oameni care nu sunt pregătiți să fie într-o relație, că sunt traumatizați, că nu s-au desprins de propria familie, că nu și-au rezolvat problemele și intră în relație pentru că au... diferite temeri și le e frică că a trecut timpul, a trecut viața, repede, repede, haide să vedem ce mai bag în viața mea. Relație, copil, familie. Ei, dacă acest echilibru interior nu există, adică dacă tu nu ești dispus să-ți împarți timpul, viața, prioritățile cu celălalt și dacă simți că relația aia e constrângerea, dacă te gândești, Doamne, iarăși trebuie să mergem, dar avem de făcut asta, dar de ce trebuie să fim împreună, înseamnă că odată în interiorul tău nu există această pace interioară. Și în al doilea rând mai înseamnă ceva, că te întorci un pic la pasul numărul 2 cu munca în echipă. Voi nu puteți funcționa ca un întreg. Sunt mulți oameni pe care dacă ei separat sunt foarte ok și foarte buni, singuri. Dar când îi pui împreună, ei nu pot să funcționeze ca un tot unitar. Și sunt oameni care ajung în relații și își distrug viața. Deci efectiv își distrug încrederea în sine, relațiile cu ceilalți. De aceea acest echilibru, echilibru și când spun echilibru interior, așa, mă mai refer... interior acolo, ar fi da, bine să scrii și echilibru, interior, ca să fie clar. Da, echilibrul interior și în afară de echilibrul interior, aș mai spune că este și echilibrul în a lăsa de la tine atunci când apare un conflict. Echilibru în a putea să te uiți la celălalt să spui, am greșit, îmi pare rău, de data asta tu ai avut dreptate. Nu sună ceva ce poți să faci la 22 de ani. Da, dar depinde foarte mult și cum ești educat din familie. Pentru că dacă în familia ta, mama și tatăl tău ți-au spus iartă-mă, îmi pare rău, îmi cer scuze, nu am avut dreptate, tu atunci când vei deveni adult vei folosi același limbaj emoțional pe care l-ai învățat acasă pentru că tu ești foarte familiarizat cu el. Hai. În schimb, dacă tu ajungi în relație din frică, din disperare sau din constrângere, niciodată nu vei putea avea relația împlinită și doar asta mai spun și atât și am terminat. Oamenii care vor să fie împliniți trebuie să-și pună această întrebare. Eu prin ceea ce sunt și prin felul în care sunt eu pot să îl fac pe un om să se simtă împlinit lângă mine? Pentru că dacă nu pot să fac asta și dacă la mine este dezechilibru și pagubă și durere și traumă, niciodată, nicio relație nu va fi împlinită pentru că în relații noi avem ceea ce este deja în interiorul nostru. Mulțumim frumos, Ana Maria Ducuță!